1 august 1977, minerii din Valea Jiului intră în grevă generală după ce află, printre altele, că le-a fost majorat programul de lucru și le-a crescut vârsta de pensionare. Ceaușescu ordonă oprirea trenurilor pentru ca minerii să nu vină la București și îl trimite pe secretarul CC al PCR, Ilie Verdeț, să calmeze situația. Acesta e sechestrat împreună cu prim-secretarul de partid din Petroșani. Portacii spun că cei doi demnitari vor fi eliberați doar în clipa în care Nicolae Ceaușescu va sosi acolo. Acesta pleacă direct de pe plaja de la Neptun, dar trece mai întâi prin Craiova, Târgu Jiu și Deva, unde preia comanda trupelor de securitate. Perimetrul era înconjurat de mineri, păzit de mineri. S-au uns cu cărbun pe față să nu recunoască lumea. Minerii au scandat atunci jos Ceaușescu și jos burghezia proletară, împotriva activiștilor comuniști locali care impuseseră minerilor condiții de muncă epuizante. Ceaușescu cedează tuturor revendicărilor și, pentru a consfinți pacea cu minerii, convoacă un mare miting la Petroșani. Șefii noștri nu au apucat să intereseze de prea multe detalii referitor la condițiile organizării unui asemenea meeting. N-a fost o transmisie obișnuită, adică nu era anunțată. Bineînțeles, trei sferturi din cei de la meeting erau mineri cu uniforme noi nouțe, tun scurt, boți albaștri, cum era denumirea generică pentru trupele de securitate. Ca să transmitem în direct, trebuia să urce alpiniștii, piloniștii noștri la vârful Cerbu, la 1680 de metri, să instaleze radiorelele. Au urcat ăștia toată noaptea, cu sculele în cârcă, că nu era nici în ziua de azi, nu e un drum foarte bun de acces acolo. Când au ajuns acolo, constata că nu e decât paznicul la stația de radioreleu, stația fiind în revizie. Deci au plecat ca de reportaj și unitate de înregistrare cu magnetoscope. Se trecea pe benzile de magnetoscop și se aduceau benzile în București. A fost un tot de forță, adică pornea o bandă și în timp ce cealaltă încă se înregistra sau încă era pe drum, știi? Și putea să ne ajungă. Pentru asemenea chestie, pentru ministru a fost închisoare, un an de zile. Pentru șefii noștri, deci directorul a fost destituit din orice funcție din televiziunea română pentru un an de zile, iar șeful de serviciu pentru 3 luni de zile. Bine, și sfătuit de colegii de la securitate, cei tehnici care cam țineau cu noi. Și l-au sfătuit, domnule, te internezi la predeal, la sanatoriu ăla de bol neuro, așa, și pe perioada asta stai acolo. Pe care revin apoi în funcție și asta. Și așa au făcut și nu s-a întâmplat nimic pentru el. Care a venit la serviciu. Am înțeles că au fost arestați liderii, că au fost trimiși în alte mine mai depărtate, au rămas familiile pe acolo. A durat mult povestea asta. Au fost întocmite 150 de dosare penale, au fost internați la psihiatrie 50 de mineri, iar 15 protestatari au fost condamnați la închisoare pentru ultraj contra bunelor moravuri sau tulburarea liniștii publice. Valea Jiului a fost declarată zonă interzisă până la 1 ianuarie 1978. Greva minerilor a fost prima dintre marile mișcări sociale care aveau să culmineze peste 12 ani cu Revoluția Română.